Unitatea de primiri urgențe din Călan s-a redeschis astăzi, însă cu program scurt, și asta după ce la mijlocul lunii trecute a fost închisă din lipsă de medic specialist în urgențe. De astăzi, un medic va asigura asistența medicală, însă de la ora 8 până la ora 15, mai puțin sâmbăta și duminica. Managerul Spitalului Județean de Urgență Deva, Emil Stoica, a declarat pentru 1TV că s-a luat această decizie de a readuce la Călan un medic care a fost transferat la Deva încă din perioada pandemiei pentru a asigura oamenilor din zonă un minim de asistență medicală de urgență. Începând de astăzi, am identificat medic pentru urgența Călan și în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 8 la ora 3, există medic și asistent. N-am identificat deocamdată medici pentru linia de gardă, nu am primit niciun apel din partea managerilor de spitale și cineva care vrea să facă gardă pentru linia Călan n-au venit deocamdată. Și noi cu medicii de la Deva nu putem să acoperim linia de gardă de la Călan. Dar o să fie funcțională de la 8 la 3. Pacienții din zona Călan care aveau o urgență și mergeau la secția UPU în speranța că vor găsi un medic care să îi trateze, găseau acolo doar două asistente. Acestea însă nu puteau oferi consultații medicale. Toate aceste probleme au apărut din cauza lipsei de personal și, chiar dacă au fost organizate concursuri pentru a se ocupa posturile de medic de urgență, nu au fost prea mulți doritori. Zilele trecute însă a fost organizat un concurs ce a avut mai mult succes. Trecută, am avut examen, s-au prezentat doi medici, într-adevăr amândoi au luat, doar că unul o să vină de anul viitor, probabil că din martie, și cealaltă va veni începând de jumătatea lunii acestea. Problema e că noi avem un medic deja în maternitate, în risc maternal, deci a venit unul, a plecat unul. N-am câștigat nimic ca și număr de medici, deci nu o să putem să ne descurcăm foarte bine la Deva. În condițiile acestea, știți? Deci n-aș putea să trimit alți medici la Călan, că nu am cum. Managerul Spitalului de Urgență Deva a afirmat că până acum au mai fost scoase la concurs posturi pentru medic urgentist, dar nu s-a prezentat nimeni. Mulți dintre studenții de la medicină se cam feresc de această specializare, ea fiind una extrem de solicitantă.